obturațiile la copii sunt indicate în momentul în care copilul prezintă mai multe leziuni carioase, fie ele micuțe sau profunde. În cadrul celor profunde sau foarte profunde sunt recomandate și coroanele dentare la copii. Dar astăzi vorbim despre plombiții. La copii este recomandată la vârsta de 6 luni și la apariția primului punctuleț de carie. Primul punct de carie poate să apară și în momentul în care erupția este completă, adică începând cu vârsta de 2 ani și jumătate sau mai târziu de această vârstă. Pentru copii avem mai multe tipuri de plombițe, plombițele din materiale compozit sau plombițele din cimenturi cu ionomer de sticlă, îmbunătățite și cu eliberare de flori. În care avem un copil cooperant și putem să izolăm perfect dințișorul, atunci vom folosi aceste plombițe obturații fotopolimerizabile cu compozit. În momentul în care avem un copil ce este puțin neliniștit, vom folosi plombițele din cimenturi. În momentul în care punem plombițe și el consumă geleuri, acadele sparte în dințișori, automat nici ele nu vor ține foarte mult. Dar dacă avem grijă de, și la alimentație și la igienă, plombițele pot ține o jumătate de an, un an, liniștit sau chiar mai mult, în funcție și de dezvoltarea copilului, pentru că ei fiind în dezvoltare, vorbim de un copil de 5 ani, până la vârsta de 13 ani sunt într-o dezvoltare osoasă, ceea ce înseamnă că și dințișorii apar niște spații micuțe între ei, astfel încât să facă loc dinților permanenți. Obturațiile la copii se realizează cu ajutorul prafului de diamante, cu ajutorul prafului de steluțe și cu multă plastilină colorată și magie. Dar totuși, procedura este destul de asemănătoare ca în cazul adulților. Sunt cazuri în care anestezia este indicată în tratamentul leziunilor care le la copii. Dacă este o carie mai profundă și există o sensibilitate sau o durere, da, se va face anestezie. Cu o plombă dentară nu pot fi afectate funcțiile alimentare ale copilului, dar lipsa unei plombițe, da, poate afecta atât vorbirea, cât și alimentația copilului. Lipsind sau având o sensibilitate a unui dințișor, fiind o gaură, practic, leziunea care asta înseamnă carie, o gaură, există o stare de disconfort destul de mare. Cu ajutorul unei plombițe, rezolvăm această problemă. După efectuarea unei plombițe, igiena dentară joacă un rol foarte important, atât în menținerea plombiței, cât și în neapariția celorlalte leziuni carioase și în prevenția căriuțelor, igienii orale. Pentru o igienă corectă, în cazul copilor, este indicat să folosească periuțe, fie manuale, fie electrice, dar să atingă dințișorul, apă de gură cu indicator de placă bacteriană, pastă de dinți și ață